În timp ce unii sunt tot mai pasionați de criptomonede și ar da bani grei ca să le obțină, alții ar arunca sume mari în schimbul unor bancnote vechi. Și cu cât vechimea este mai mare, cu atât și interesul crește, iar prețul este, bineînțeles, pe măsură. Numărul colecționarilor de monede și bancnote vechi a crescut tot mai mult în ultimii ani. Drept urmare, și site-urile de specialitate sunt doldora de anunțuri în ceea ce privește comercializarea acestora. Prețurile diferă în funcție de starea și vechimea lor, dar și de personalitatea marcantă pe care o dețin. Potrivit specialiștilor, tirajul este factorul care determină în cea mai mare măsură valoarea unei bancnote ieșite din uz cu mulți ani în urmă. 2500 de lei pentru o bancnotă veche cu chipul lui Mihai Eminescu din anii 90. O bancnotă din anii 90, spre exemplu, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 2500 de lei. Aceasta deține chipul lui Mihai Eminescu și valora cândva 1000 de lei. Iar anunțul vânzătorului sună cam așa: bancnotă 1000 de lei din anul 1993 cu Mihai Eminescu, în stare bună A0036, a precizat acesta în mediul online. Bancnotele românești pot aduce bani frumoși celor care le-au făcut uitate prin pușculițe. Exemplele pot continua cu o bancnotă de 1 milion de lei din anul 1947, care se vinde pe platforma OLX cu suma de 150 de lei. Bancnota de 1 milion din 16 aprilie 1947 este autentică. Seria G0003-0987, Banca Națională a României. A fost păstrată în condiții bune. Seria poate fi descifrată cu ușurință, iar prețul este negociabil. Așa că deținătorii de astfel de bancnote sau monede au două variante. Fie le păstrează în continuare în pușculiță, în speranța că valoarea lor va crește și mai mult odată cu trecerea anilor, fie le scola vânzare pe site-uri de specialitate, ca să fie sigur că obțin ceva de pe urmele lor, relatează fanatic.ro.